E ceașa de dimineață. Mă uitați, opresc calormă. De ce? Și acum nu mai dorm. Să văd ce mai este nou. Ce? Băieți, mami, tati, treziți-vă! Matei, Mircea, treziți-vă! Hai, Mircea, trezește-te! Am o veste foarte importantă pentru tine! Nu-i pentru mine, lasă-mă să dorm! Bine, acuș să arăt să vezi! Privește aici! Ce? Nu cred! Matei, trezește-te! A? Ce ți-am spus eu ție? Dar mami, tati, știu? Încă nu, mă duc să le spun! Matei, hai să ne îmbrăcăm! Tati! Trezește-te! Mami, am o știre pentru voi! Știu, Melissa, este ziua profesorului, ziua educației și ai venit să ne feliciți! Mai lasă să dormim un pic! A, ziua profesorului! Da, felicitări! Dar eu am încă o noutate! Dar ce? A apărut vreun film nou pe Netflix? Și vrei să-l privim? De dimineață! Ei, Netflix! Priviți mai bine ce am eu aici! 994.800 abonați pe canalul Familiei Mirimi! Mami! Mami! Încă un pic și avem milionul de abonați, mami! Nu cred! A? Și ce zici? Vrei să mai dormim? Să scăpăm milionul? Strângem patul! Să fie totul ideal! Mami, tu ai febră? Încă un pic și noi avem milionul! Iar tu strângi patul! Hai mai repede! Chiar? Patul strângem în fiecare zi, doar milionul e doar o singură dată în viață! Păi, asta și am în vedere! Trebuie să ne spălăm și să ne îmbrăcăm! Căci în câteva ore vom sărbători milionul de abonați! Hai, mami, grăbește-te! Oh, tu te rozi, eu intru în baie! Vezi, grăbește-te! Avem foarte puțin timp! Ori ce haine să mă îmbrac? Și ce culoare? Stai! Un top este de culoare roșie și ceva alb în mijloc. Înseamnă că se caut la roșu. Așa, nu? Aici n-are alb. Wow! Acesta este perfect! Te întreb de ce m-am îmbrăcat în culoarea galbenă, ca și butonul de YouTube, când ai 1.000.000 de abonați. Oh, repede am făcut un duș, să mâncăm și plecăm în oraș după cumpărături. O, da, am pregătit ceva mâncare. Melissa, te ajut și eu. Oare nu vă pare vouă? Noi nu suntem deloc pregătiți pentru a întâmpina cei 1.000.000 de abonați. Dar oare cum să-i întâmpinăm? Ce propui? Ce să facem? Așa e eveniment important și nu să-l lăsăm nesărbătorit? No. Ok, atunci ce propun să pregătim un tort? Ideea e bună, dar nu e suficient. Ok, eu atunci propun să decorăm casa doar în culoare aurie. Stai puțin, doar de ce auriu? Pentru că la 1.000.000 de abonați vine butonul de aur. Uite, la aceasta eu nu m-am gândit. De acord, atunci să facem și o masă festivă. Ai dreptate, mami, dar și ce fel de sărbătoare, fără de surprize. Ok, atunci Melissa este responsabilă de tort. Mircea va decora casa. Tu vei pregăti surprizele, iar eu voi găti bucatele. Dar eu ce fac? Matei, tu vei monitoriza conturul abonaților de pe YouTube, ca nu cumva să scăpăm milionul!
Acum eu desenez modelul tortului, ca să aniversăm cei 1 milion de abonați! Este o surpriză! Voi avea nevoie de cutii! Va trebui să gătesc mâncare! O pizza! Niște pește să scot și carne! Dar e congelată! Să le despachetez să se decongeleze! Să caut decorațiuni! De-astea sunt vechi! Pentru așa eveniment mare trebuie alte decorațiuni! Eu mă duc să mă ascund, pentru că mai trage cu ochiul. Nu vreau să știe în ce cutii și ce cât o se află. Acest model de tort nu îmi place! Să reușesc să desenez altul! Toate astea cu una cu două nu se dezgheață așa ușor! Nu reușesc! Ce mă fac? Deja trebuie să renunț la ideea gătitului, oricum nu reușesc! Și trebuie să fac o mandă de mâncare! Dar de unde? Unde se gătește gustos? Voi pregăti cutiile și bine voi ascunde cadourile, dar într-o formă foarte interesantă. Să fac o mandă? Oh, de la Merci! S-o sun pe Antonia! Salut! Sper să reușim în timp. Tati, mami, Melissa, trebuie să mergem urgent la magazin. Bine, mulțumesc că așteptăm. Cum la magazin? Uite cât avem de pregătit, ce-i cu tine, Mircea? Dar decorațiuni, de unde să luăm? Nu avem. Cum nu sunt, Mircea? Au rămas de la ziua ta, ziua lui Ionuț, ce-i cu tine? Du-te repede și caută. Și ce are Happy Birthday cu 1 milion de abonați? Oh, într-adevăr, toate sunt cu zi de naștere! Toate! Căsuțele pentru cadouri sunt gata! Acum trebuie să le umplu și să le ascund! Da, Mircea, ai dreptate! Și toate trebuie să-și cumpere surprizele! Aha, de altfel nu mai vedem noi cadouri și ne dă ceară prin casă! Dacă tot mergem la magazin, m-am gândit, de ce să nu luăm surprize și pentru abonații noștri? Așa, mai am nevoie de un rozac. Fugulița! Să reușim să ne întoarcem până împlinim milionul de abonați! Tati, hai! Haide! Stați să mă schimb! Hăfării rece! Aveți și voi de făcut careva cumpărături de la magazin? Ai uitat, Mircea? Eu trebuie să-i pregătesc surprizele! Matei, ce arată conturul YouTube? Încă 4.000. Nu știu dacă reușim! Mergem în oraș să împărtășim toată bucuria împreună cu abonații noștri! Și vom da cadouri! Am luat cu noi 3 rucsace pline cu cadouri, iar abonații cu care ne vom întâlni vor alege fie din al Melisei, al lui Matei sau al lui Mircea! Dacă tot am devenit milionari, de ce să nu luăm confete cu bani? Ce fain! Farfurii și pahare aurite, ca și butonul nostru de YouTube! Alexia, avem aici 3 rucsace! Are Mircea, Matei și Melissa! Bagi mâna unul de el și ție de acolo un cadou pentru tine. Alege unul dintre rucsace! La Melissa! Wow, un dinozaur! Este al meu! Felicitări! Pe un 5! Pentru milionul de abonați! Vom lua baloane aurite pentru că vine butonul de aur! Wow, și cifre! Lumânări din aur sunt! Dar noi vom lua din astea colorate! Așa cum este și canalul nostru de YouTube, diversificat! Mami, la noi nu sunt 2 milioane! Abia unul! Foarte curând va fi și 2, dacă se vor abona la canalul nostru! Hei, am întâlnit aici 2 plăcăi frumoși, Dominic și Paul, care vor alege din rucsacele copiilor noștri!
Haide, succes! Mircea, Melissa sau Matei? Hai, vezi ce s-a picat? Îți permitem! Super! Felicitări! Și acum e rândul tău! Wow! Felicitări! Tot decorul este aurit! Să sărbătorim cum scrie cartea! Și cofer aurit! Iar aici, Dominic și Marc vor alege din rucsacele lui Mircea, Elisa și Matei! Wow! Super! De acolo, da? Hai, deschide! Iarăși de la Mircea! Mircea are astăzi magneți! Wow! Wow! Bravo! Matei, ce arată acolo contorul? Încă 3.000! 3.000? Cât de rapid vin! Să ne grăbim! Da, nu știu dacă reușim! Iată așa model, îmi place! Așa... Ce fain a ieșit! Îl trimit chiar acum la cofetărie! Sper să-l pregătească repede! Așa, vom mânca din astea, astea și astea, sigur, să-i trimit Antonii. Așa, este! În cutii deja am ascuns cadourile pentru fiecare, inclusiv pentru Mais, dar și pentru abonații noștri. Acum trebuie să le ascund cu această hârtie, ca să nu vadă nimeni ce se află în cutioara pe care o mă sparge. Avem lumânări pentru tort, dar și artificii! Eu pregătesc masa. Să scot baloanele aurii! Și... Wow, ce culoare are! Mami, avem mâncare! Uite, ești gol de fafine! Da, Matei, mai durează un pic! M-a sunat! Aici este locul butonului de aur! Am de umflat baloanele până mâine dimineață! Mircea, ce faci? Stai să te ajutăm! Uau, cât de multe sunt! Melissa! Și eu unul! Mă duc să-l chem pe tati! Balonul cu numărul 1 este pregătit! Să-l pun aici? Wow, cât de bine stă! Tati a zis că este ocupat și m-a alungat de acolo! Ne descurcăm și singuri! Tot aici voi pune și baloanele aurii! Umflăm și baloane cu heliu! O butilie deja s-a terminat! Iar un balon, Matei l-a scăpat în pot! Iată așa arată balonele noastre cu heliu! Le-am legat și cu ață la fel aurie! Și eu îl fac pe celălalt! Wow! Să mai inflăm? Da! Avem aici o panglică care ne ajută foarte mult. Nu trebuie să legăm baloanele cu ață. Panglica are mai multe găuri. Și după aceea, panglica o punem unde vrem noi. Matei, cât a mai rămas? Încă 2.000. Ce? Nu reușim! Surprizele deja sunt pregătite. Fug repede în casă să văd conturile la YouTube. Alo, da, vă ascult. Vorbiți, vă rog frumos, mai repede, că nu am timp! Tortul este gata! Da, venim imediat! Este gata tortul? Măcar el să fie! Mami, lăsați tortul! Haideți după tort, repede! Hai! M-au sunat cei de la cofetărie și au zis că tortul deja este gata! Trebuie neapărat să mă grăbesc să-l iau! Dar oare cum va arăta? Melissa? Dă-mi trei coordonate unde mergem. Tati, uite această adresă.
La această confetărie încă n-am mâncat tort. Sper că a ieșit bine modelul pe care l-am desenat eu. Matei, câți abonați au mai rămas până la 1 milion? Încă 1000, uite aici. Melissa, imediat la confetărie, am ajuns. Ori reușim noi toți. Bună ziua! Bună, cu ce te pot servi? Vă rog frumos tortul pentru Melimic. Ok, imediat. De ce nu vine? Oare cum arată tortul Melisei? Nu știu, tati, la nimeni nu a vrut să arate modelul. Uitați! Mulțumim! Arată mai bine de cum am imaginat eu. Vai, o să le placă tuturor. Bine, ajungem în 3 minute. M-a sunat Antonia, mâncarea ne așteaptă. Lăsați panica, probabil vom reuși în timp și nu vom scăpa milionul. A ajuns! Felicitări pentru 1 milion de abonați. Mulțumim pentru bunătăți! Vai, ce bine arată! Mare drag! Abia așteptăm să le gustăm! Mâncărica călduță! S-o duc la bucătărie! Mâncare este! Baloanele sunt! Matei, pornește televizorul! Imediat vin cu tortul! Mircea, ține bine! Tot ce-mi dragat și scopiul! Da, a rămas foarte puțin! Și mie să-mi iau! Mai poftim! Mihaela deja are coroniță! Eu pun coiful! Și haină de culoare galbene! Ionuț încă nu sufla că nu e timpul! Doar după ce avem milionul! Ce arată conturul la televizor? Repede! E 955 și au rămas încă 40 de abonați! Și ți-au dat-o! Nu! Voce din vai! Vai, cât de rapid vin! Mihaela, încă puțin și avem milionul de abonați! Sugestiile pe care voi ni le dați sunt foarte utile pentru noi. Iar munca noastră a fost răsplătită. Stați puțin, dar masă? Mă duc după mâncare. Dar și tort.
tortul! Au venit și bucatele delicioase! Ce bine arată! Wow! Piatinele noastre delicioase! Quesadilla! Da! Ce faină! Tati, acolo mai sunt două platouri! Adă-le repede! Mai este încă mâncare! Mă duc la mine! Da, au pregătit foarte multe surprize culinare pentru noi! A, dar cu atât o mâncare, mami, vom noi putem doar abonați, ci și kilograme! Hai, lasă, tati! Nu avem în fiecare zi câte o sărbătoare din asta faină! Da, bine! Wow! Ce bine arată! Melissa, dar tortul, de ce nu l-ai adus? Răbdare, Mircea, răbdare! E un tort foarte, foarte frumos! Abia aștept să-l văd și eu, încă nu l-am văzut! Uite să pun acesta! Hai aici, Matei, lângă tine! Ține! Abia aștept! Wow, ce bine arată toate bucatele! Stai, dar surprizele lui tati unde sunt? Răbdare, doar după tort! Voi pune cifrele rând pe rând pe tortul nostru! Tortul! 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 Probabil nu e reușit tortul și de aceea nu vrea să-l aducă. Cum? Fără de tort? În această zi frumoasă? Nu cred! Aveți răbdare! Aici este tortul! Care? Familia Melimi, cei 1 milion de abonați, împreună cu noi, cei 7! Felicitări abonaților! Felicitări tuturor! Și la mai mult și la mai mare, să mergem spre 2 milioane! Spre butonul de diamant, mami! La 10 milioane de abonați! Super! Ce frumusețe! Wow! Trebuie să prindem și lumânările de 1 milion! Da, mami! Iar acum să ne gândim la cea mai mare dorință a noastră. Iar voi scrieți-o pe a voastră în comentarii. Și noi împreună cu voi vom sufla lumânările de milion. Puneți-vă dorințele. Da. Și la 3, 2, 1, suflăm. Suflăm. Ionuț, ți-ai pus dorințe? Da, bravo. Bravo. După ce luăm câte o gâslărică, mergem la surpriza serii, la cutiile magice, cutiile cu surprize pentru fiecare! Tati, de unde șampania? Am uitat de ea! Iar acum să vedem cum este tortul familiei mele mii la 1 milion de abonați înăuntru! Hai, mami, taie-l! Și... Wow! Oare cum arată? Wow! Butonul de YouTube și cea mai mare ilustrație, cine o mănâncă? Yeah! Tati! Wow! Foarte perfect! Mircea, dă farfuria! Repede! Și șampania, care de fapt este suc de fructe, 100%. Și... Hai, mami, ne stropim cu șampanie? Ei, nu chiar în casă. Și 3, 2, 1. Abonații noștri știu foarte bine că noi sărbătorim și 300.000 de abonați pe Melimi Vlog. 450.000 pe Mircea Melimi! Este! Fugurița! Următorul pahar! Așa! Cine vrea suc de mere? Noi vrem!
E delicios. Ce bine arată! Ai Ionut, și tu? E mai mare decât tine! Dar eu nu schimb piadinile pe nimic. Tot acest platou este dedicat Mihaelei. Mâncăm tată cu morcov. E delicios!